A, ce bine că te-ai întors, adu și mie un ceai. Da. Auzi, mă? Dar tu nu te-ai dus, mă, cu Regina la spital să o duci? Ba da. Păi și te-ai întors singur? Da. Ia așează-te, mă, acolo. Cum adică te-ai întors singur? Tu ai lăsat-o pe aia singură în spital și ai venit încoace? Cine ți-a dat mății voi? Armando! Vă rog eu frumos, nu vă spuneți, domnul Armando. Ce, mă, ce dai? Mă duc acum și aduc înapoi repede. Ia vina, mauca! Ce vrei, fă? Știi că femeia ta e singură prin oraș? A învățat și ea în sfârșit să treacă pe culoarea verde la semafor? Ia, ce chestie, îți dai seama ce nasol? Foarte bine. Băi, de câteva ore, băi, de câteva ore, îți dai seama că poate să fie în brațele la unul? Să se pipăie, să se pupe. Extraordinar. Lasă, fă, să fim sănătoși și asta e important. Bravo, ei. Tu ce mai stai, mă, du-te și adu. Îmi pare rău că am lăsat-o acolo, dacă simțea rău. Taci! Vezi că mai ai un lucru de făcut. Ce? Să aduci, dracu, odată ceaiul ăla. Eu cred că nu mai vine nimeni. Nu se poate. Băiatul meu nu face așa glume proaste. Nu. M-a rugat să venim aici să fiu cu cineva, să fim martori la căsătoria unui prieten. Ție nu se pare ciudat? De ce? Uite, te-a sunat așa pe ultima 100 de metri. Hai, vino, hai, repede. Poate te plac, care-i problemă? Ce, ca țigară, nu știu, cu săptămâni? Dar băiatul meu n-are... Nu vede. Cosmine! Seamna! Unde sunt Miri? Noi suntem. Te rog să nu te super când ți-am spus și să nu pui 100 de întrebări, da? Și te mai rog ceva. Să ai încredere în mine, să nu spui la nimeni. Nu trebuie să știi nici măcar sora ta? Nici măcar sora mea. Hai să mergem. Lori, Lori, ți-am spus că nu vreau să te mai văd niciodată? Bine, am înțeles asta că nu mă mai iubești, dar măcar lasă-mă să-mi trăiesc viața liniștită, nu mai teroriza familia. Te rog frumos, nu țipa în stradă, ne-au de lume. Atunci intrăm în casă, dacă... Să stai potriniștite, spune ce ai de spus și gata. Mă, dar ce treabă ai cu familia mea? Nu ți-au făcut nimic. Tu vorbești eliptic. Nu știu despre ce vorbești, ce familie. Ce-ai făcut pe judecătoarea aia și pe Dinu ca să-l chinuie pe tata? Ce vorbesc? Ce-am făcut? Hai, nu te fac că nu știi, ai făcut pasta ca să-l chinuie pe tata la tribunal. Pe iubita ta, cea ofilită. Cum poți să-ți imaginezi că eu am făcut... Ba, nu mă ciui, băi, lasă, nu recunoaște măcar o dată. Potolește-te! Dar nu vreau să mă potolești. De ce faci scandal în fața casei mele acum? Ne scăpăm o dată de belea asta? Vezi ce ți-am spus eu ție? Taci! Cetățene! Rădulescu Cosmin, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Regina Cerceluș? Da. Cetățeana Regina Cerceluș, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Rădulescu Cosmin? Da. Constat că a fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din codul familiei. În România, statul o protejește căsătoria și familia. El sprijină prin măsuri economice și sociale. Putem să trecem peste partea asta? Da, ne grăbim puțin. Da, ne grăbim. Da. Deci, în numele legii, vă declar căsătoriți. Să fiți fericiți. Casa de piatră. Mulțumim, salut. Păi la fac. Treceți la pupături. Casă de piatră. Dă-o-i
nu semnați? Aici, nu? Să stai cu mine. Am înțeles că te-ai plictisit de mine, ceea ce nu pot să înțeleg de ce. Am înțeles că ți-ai găsit o nouă jucărie, dar asta nu-ți dă dreptul să-ți bagi joc și de familia mea. Pentru ultima oară îți explic. Nimeni n-are nimic cu familia ta. Eu sunt judecător și m-am ocupat de procesul ăsta. Simplu. Simplu? A naibii întâmplare. Cum tocmai tu te-ai nimerit? Stai că nu pot să înțeleg. Explică-mi. Ce faci acum? Pui la îndoială cuvântul doamnei judecător? Oh, tu care ești cinstea într-un chip. Tu care ești adevărul gol-goluț? Păi cât mai ai de gând să mă mai chinui cu problema asta? Am greșit, am vrut și eu să fiu vedetă, am vrut și eu să apar în reviste, am vrut și eu să mă cunoască lumea. Da? Să fiu apreciată. Ai vrut să fii apreciată? Așa cum te-a apreciat maică-ta când te-a născut. Să mă faci pe mine de râs asta când? După căsătorie, când știai foarte bine că nu tolerezi așa ceva. Cum am ajuns? Cum am ajuns noi la discuția asta? Despre proces era vorba, nu? Exact despre proces. Explicați-mi voi doi cum... Naibii tocmai Dinu, pe lângă tine, s-a nimerit și el acolo. Ca avocat. Ce faci, domnișoară, fiind Țoiu? Îmi cer socoteală? Mie, Gigi Dumbravă? Că știi foarte bine că ai pierdut în totalitate acest drept. Ai uitat că ai pierdut dreptul ăsta? Poate că ai uitat și unde e ușa. Să ți-o arăt. Acolo e. Stai puțin, ursulețele, te rog frumos, hai să vorbim. Ursulețul a plecat să hiberneze. Te rog mult, ieși afară, altfel chem poliția. Crede-mă, am fost mult prea înăuntru ca să mă pus dat-o afară. Cu poliție cu tot. Ce faci, rămâiță? Bine. Tu ai mai vorbit cu Renu? Băiatul ăsta crezi că știe ce face? N-am mai vorbit cu el, dar eu cred că știe ce face. Bă, Ionică, mă, băiatul, ia vină puțin să vorbim ceva. Șivri, ia dați un paș. Stai puțin, că doar vrem să vorbim cu tine. Ce s-a întâmplat aici? De ce a plecat toată lumea? Și suntem. Oamenii au venit, au plătit și s-au dus. Vrești noastră în Uniunea Europeană? Cui i-ați plătit, mă, ca să intrați în Uniunea Europeană? Dar și ai să mă ischitești. Ce netalin de obți să mă iei așa la întrebări, de parcă ia tăi pașii aia și în cerea ta socotează și sunt la poliție. Să plătești cuiva ca să intri în Uniune? Ăsta e trafic de persoană. Eu nu cred că Relu a făcut asta. Nici eu n-aș vrea să cred. Da, imediat îi vârșesc, da. Gata? Ți-a trecut febra? Da, mergem, hai! Mâncăm o felie de tort în cinstea băiatului meu. Uite așa. Eu vreau o felie subțire, Sofie, te rog. Papi, cât poți, da? Să știi că păreau fericiți. Da, păcat. De ce? Păcat că s-a făcut așa de repede totul. Mi-ar fi plăcut să pregătesc eu nunta. Știu, e normal. Da? Mie mi se părea că ascund ceva, nu știu, că... Că
Niciodată. Niciodată nu l-am înțeles pe Cosmin. Îl iubesc ca pe lumina ochilor mei. Dar nu... nu-l cunosc. Acum mi-am dat seama că, de fapt, nu-l cunosc. Da, Sofie, dar eu sunt sigură că el știe că e foarte norocos că are așa o mamă ca tine. Eu, de exemplu, n-am simțit iubirea asta de mamă. Eu te iubesc, puiule. Ești tânără, ești frumoasă. O să apară într-o bună zi și fă-ți frumosul tău. Să ai încredere în Dumnezeu. Poate că El îți pregătește un plan mai bun. Curaj! Gata! Ești foarte frumoasă. Arăți super bine. Da, zici tu? Da. Dar de ce nu vii cu mine la școală? Ți-ți place la școală? Da. Dar ce dracu e așa mișto să te duci la școală? Nu mai vorbi așa. Bine, fă, ce e așa mișto să te duci la școală? Păi, înveți o grămadă de lucruri noi, te împrietenești cu colegii, te joci cu ei în pauză. Și ești și băieți acolo? Sunt băieți acolo. Sunt băieți acolo, na. Da. Și cel mai drăguț băiat din clasă vorbește numai cu mine. Îl cheamă Sandy. Și tactul, nu te bate? Ce faceți aici, bă? Ce cauți în vârful patului încălțată, bă? Asta e pentru dormit, ia-te jos de aici. Dumnezeule, lecțiile alea se fac singure? Eu nu vreau să aud mâine că ai luat nota nouă. O dumbravă, e numai 10. Să stau și eu cu ea cât învață? De ce poți să ajungi cu ceva? Cât fac 7 ori 5? 35. Bravo, bravo. Hai, plimbă ursul, hai. Hai, lasu, hai. Alo, alo, ce faci, bă, inundație, ce ai, dai pe afară? Bă, nu bei, nu bei, dar mănâncă și tu ceva, hai. Hai, mănâncă, Armando, hai, nu mai fi așa, mă. Să rezolvă problemele cu lenții. Ce mă, te-a luat dragostea după grasa aia din șatră? Rozo, ai noroc că ești... Că ce sunt, mă? Nu știam eu al dracului de ce o lași tu pe Regina să facă tot ce vrea mușchiul ei. Băi, băi, nu pot să bag în gură, mă, că voi aveți probleme. Ce Dumnezeu? Hai, savurați și voi pastele astea. Eu, nu. Mamă, domnule, că glumeam și eu. Vroiam să nu mai fie așa înțepat. Ce-i tata? Nimic, tata. Bine, tata. Vezi? Când calci pe broască, iubirea e oarbă. Îți ia mințele, nu mai ai scăpare. Rosa, vrei o bucată de lasagna? Lasă fă că-mi pun eu când vreau eu. Don? O bucată de lasagna? Da. Uite aici așa, în colțul ăsta, da? Tu ce dracu mai ai, fă? De ce ești fericit? Păi ce, nu e bine cum e? Păi ce frumos e. Ce bine când e oamenii fericiți. Unde ai făcut? Ce? Papară, am luat niște aer. De ce, probleme? Nu, nicio problemă. Dar m-am duce avea de era așa negru. Își plânge dragostea, dragă. După lenții? Dar după cine, mă? După mine? Nu râde, Cosminelo. Bă, chestia asta cu iubirea e chestie tare. Strong, dar periculoasă. E așa, ca o boală. Cu dureri pe la stomac, te gâdelă pe aici, pe coloși. Odată ia mințile, creierul, alea, tot ia. Voilà. Adică iubirea e ceva rău, Don? Nu mă regină, mă, nu, da. Am zis și eu așa o chestie, ca să înțelegi că nu scăpați cu una cu două de iubire. Să spun să nu te prindă boala asta. Cruce grea. Ai auzit? Să nu te prindă boala asta și pe tine. Cafea? Păi cine ți-a iat boala, mă? Păi asta. În general, așa, să ne îmbolnăvim de... Roza, cafea? Fă-mă, lași și pe mine în pace.
ce să ne facă una ca asta, mă? De ce Dumnezeu nu are cu noi, mă, Jijă? Păi, nici pe mine nu mă mai ascult. Eu care l-am iubit, mă, tanțu, mă, ca pe un fiu. Ce o să ne facă, mă, judecătoarea aia? O să ne ia tot, o să rămânem cu fundul gol. Și așa n-avem nimic. Nu, mă, că lucrurile nu o să rămână așa. O să câștigăm procesul, cam e o idee. Cum? Mă, e treaba mea, nu mai băgați voi. Tu altceva n-ai în casă să te băut? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Adică tu ai voie să ai inima mea în piept, dar eu n-am voie să apar la tine în vise. Nu? Ce vise? Nu stau de vreo cu tine, nu te bag în seama. N-am nimic de părțit cu tine. Dar la cum ești, bă, române, mă? Adică ce vrei să fac? Vrei să plec, nu? Te las pe tine, stai aici, să-l ai tu pe toate. Uite, de-al dracu, nu vreau să plec, da? De ce un țigan ca mine nu poate să aibă și el o părticică mică din sufletul tău acolo așa? Să zic, bă, sufletul meu, eu nu împar cu nimeni, e sufletul meu. E sufletul meu. Serios, e sufletul tău? Dar ce-ai făcut? L-ai luat de la piață, ai dat banii pe chilul de suflet? Păi, ce... Taci! Nu uita că sufletul e în inimă și din câte știu eu, inima mea bate la tine în piept. Inima ta? Da. Tu nu ai nimic, bă. Tu nu ai decât groapa în care putrezești ca un vierme. Ce e inima ta? Să moară mama, iar mai omorât. Deci ești criminal, să moară mama ta, că nu ești criminal. Bă, da. Tu nu te-ai gândit că poate băiatul ăla care seamănă așa de bine cu mine a venit să ia ceva înapoi? Ceva ce e numai al meu? Lasă-mă! Nu ți-o dau! Ia mea! Ce? Ce? Ai visat urât, ea. Da. Am avut un coșmar. O placă defectă care bate în loc același coșmar tot timpul. Știi ce trebuie să faci, da? Ce? Am să-ți fac eu o programare. Ce programare? Cunosc un psiholog foarte bun. Trebuie să mă duc în șatră. Să-l cunosc pe nenorocitul ăla. Să văd de cine era. Să pun una pe el, să-l pipăi. Să mă uit în ochii lui. Să văd cine e. Te-ai așezat pe mâna mea. Stai, așa.